Trupa Paraziți a scos în 2014 piesă nouă, Atât cât s-a putut, Bot în bot cu o lepră mică. Bot în bot cu o lepră mică, bot în bot atașat de sticlă, bot în bot cu bombul mi-e frică, unele lucruri nu se explică. O piesă vulgară și atât. Și m-am întrebat ca mulți alții unde sunt paraziții pe care îi ascultam când eram puștan, care printre înjurăturile de stradă aveau și ceva de spus. Că doar sunt aceiași care cântă drogurile schimbă tot sau noi vrem respect? Drogurile schimbă tot, nu-ți face iluzii, joci, te riști și pierzi dacă faci confuzii. Drogurile schimbă tot, din nou pentru putere se bat, când școlile cad, peste copii e un iad. Acum că ești bătrân, totul se transformă în scrum, spitalele sunt ultima haltă pe ultimul drum. Și mi-am zis că paraziții se cam duc, nu reușesc să țină pasul cu noul val de hip-hopperi, au venit alții din urmă, dar hai totuși să mai sper. Iar de curând Om Bladon a lansat piesa Hip-Hop Românesc. Da, e hip-hop, e hip-hop, e hip-hop protest, e hip-hop, e hip-hop, e hip-hop românesc, e hip-hop, e hip-hop exact cum am mai fost, pe beat-ul low-cost, 20 ce mere gol. Am dat play cu poftă să ascult o nouă piesă adevărată, marca 20CM Records. Ură și înjurături pentru toată lumea. Dar nu chiar pentru oricine, doar pentru cei care au succes. Om Bladon începe cu Dog, cu care are un război cunoscut deja pentru cei care ascultă genul. V-ați dus pe pulă târfelor, pa-pa, că mă ia cu hi-hi-hi, că ați semnat cu ha-ha-ha. Sunteți drapării pizi, din nimic n-ați înțeles, când vă aud putu vă-n grip, parcă mi-e dor de 300. Apoi și a porția și grasul XXL. Lumea ne ascultă de ani de zile, înțelegi, în timp ce muzica ta, grasule, sună sisigheci. Am învățat din școala primară. Mie îmi place scandalul, îmi place când cineva se ia de altcineva pe motive reale. Dar când zici că muzica lui Grasu seamănă cu Sissy Catch de dragul rimei, când Grasu e cam cel mai căutat și mai premiat dintre hip-hopperi în momentul ăsta, înseamnă că ți-e cam ciudă că nu mai ești tu miezul. Am fonduri insuficiente când îmi verific cardurile, dar nu pun accent ca adisână pe toate căcaturile. Am spus de multe ori în emisiunea asta că piese făcute de Adi Sână sunt inspirate după hituri internaționale, că versurile sunt așa și pe dincolo, am spus de limba engleză, am tot spus. Dar Adi Sână, spre deosebire de Om Bladon, a reușit să evolueze, să se mențină în topuri, să se lanseze pe piețe muzicale din afară, să adune lângă el oameni talentați care să-i aducă un câștig. Adi Sână e un afacerist, are flair, intuiție. Dacă ce făcea el nu mai mergea, s-a reorientat. Paraziții? Băi, bus, la moară mama și tata la pușcărie. Păi decât să-l aud pe paraziții cum înjură, să mă umplu de furie și ură, nu mai bine l-ascult pe Salam sau de iubire și Bairam? Nu aveau cum să scape, normal, oamenii de radio, Morar și Buzdugan și toți DJ-i. Ce trist, Morar și Buzdugan, o zranță și umanelist. DJ de radio azi ocolez rapul. Dacă aveam pula fosforescentele, lumina tot capul. Morar și Buzdugan au doi oameni în care Om Bladon lovește. Ca și Grasu au succes de ani de zile în industria asta, s-au menținut acolo sus. Iar Om Bladon umple frigiderele DJ-ilor de radio pentru că ocolesc rap-ul. M-aș fi așteptat ca după atâția ani în lumea asta Om Bladon să știe că un DJ de radio nu pune ce muzică vrea el, indiferent de cât de mult i-ar plăcea. Dar să zicem că ar fi așa, Om Bladon. Să zicem că eu sunt DJ de radio și te difuzez. Păi asta ar însemna că muzica ta celestă ar fi alături de cea lui Grasu XXL, care sună ca Sissy Catch, de a lui Adrian Sână, care pune accent pe toate rahaturile, și de 3 Sud-Est. Îi înjuri, dar ai vrea ca rap-ul tău să fie acolo pe radio lângă muzica lor. Mie miroase a oftică, ciudă, frustrare. Capul, toate curvele la TV și stau de vorbă, nu înțeleg de ce. După ce se... toate curvele la TV și stau de vorbă, nu înțeleg. Toate astea sunt la TV. De acord. Dar oare nu la TV era și colegul Chelo în juriul X-Factor, acolo pe unde au trecut și Morar și Adrian Sână? Cum făceam, mă, Chelo? Medic, medic, bă, vorbesc serios! Te trec cu Pocahontas! Durul Chelo, care și-a luxat mânuța de mai avea puțin și venea Raed Arafat să-i o pună la loc. Băi, medic, mă! Medic, bă, nu glumesc! Nu așa, frate, exact în direcția aia. Păi, la cum face Chelo pădurul așa, eu mă așteptam să-și smulgă cu mâna cealaltă, mâna care îl durea,
să o mănânce în fața publicului și să-i crească alta la loc. Nu să plângă ca prințesa Elsa. Și după piesa asta plină de ură, i-aș recomanda lui Ombladon să asculte Egal din naștere, pe care o cânta alături de Racu în 2004, în special intro-ul. Au scăpat de sub zăvoare lenea, răutatea și trufia. Și l-aș întreba dacă poza de când era puștan și s-a apucat de muzică, îi șoptește din ramă, tu ești ce-mi doream să fii. Dacă pozele ar vorbi, amintirile ar fi vii. Am ști iar ce gândeam când eram copii. Probabil poza ta din ramă ți-ar șopti. Știi, tu ești ce-mi doream să fii. Știi, tu ești ce-mi doream să fii. Piesa pe care o pun astăzi pe repeat vine de la Doc și WhatsApp. Ce ai? Când turneu vin într-o lună, mami, și pică greu orice săptămână, mami. Dacă vrei să stai cu mine la un ceai, să-mi spui ce ai, poți să stai. Poliția Muzicii se oprește aici, aștept sugestiile voastre pe site și pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.